Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi vreau să vă zic câte ceva despre uleiurile esențiale. Eu aici am mixura preparată, cele două rețete care le folosesc în luna august și început de septembrie. Ele sunt rețeta numărul 1 și rețeta numărul 4. De ce aceste două rețete? Fiindcă aceste două rețete stimulează mătcuțele să ponteze mai bine. Și în luna august avem nevoie de acest lucru, ca măcile să ponteze cât mai bine. Și o să vedeți în următoarele filme de ce puiet am eu acum în stupi față de multe stupini în țară. Aici avem siropul, 3 litri de apă, 1 kg de zahăr. Trebuie să precizez că dau 20 de mililitri de mixură la litru de sirop, de acest tip de sirop. Aici avem 9 litri de sirop 3 în 1, deci nu 3 zahăr și 1 apă, ci invers, 3 apă și 1 zahăr. Acest sirop nu uzează albina, dăm foarte puțin, eu dau o dată pe săptămână la coloniile mici, dau 350 de mililitri. La cele mari dau 700 de mililitri pe săptămână. Deci cam asta ar fi de zis. Rezultatele le vom vedea în luna septembrie, dar, cum am spus, folosesc cele două rețete, rețeta numărul 1 și rețeta numărul 4. O să vă pun linkuri la acest filmuleț ca să vă duceți cei care doriți să folosiți aceste rețete cu uleiurile esențiale. Nu e nicio problemă dacă, de exemplu, vreți să folosiți paralel cu siropul de completare, puteți să puneți foarte ușor și uleiul esențial separat față de uleiul față de siropul de completare. Deci, cam atât am vrut să precizez despre uleiurile esențiale. În luna septembrie o să vă completez rețeta numărul 5, care este îndeosebit pentru prevenirea și combaterea anosmozei, cu care vom merge din septembrie până când albina va refuza acest sirop. Deci nu o să-l mai ia. Bun, până data viitoare, numai bine. Zitai! Tati, tati, la nenea, ai stat și tu aici cu tati, la povești, da? Îi mai și pupi, da? Bine, na, la revedere, până data viitoare, la toată lumea.